Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre minciuna lui Radu. Înainte de a vorbi despre asta, aș vrea să vă povestesc ceva haos legat de vlogul de dimineață care a fost de fapt la prânz. De obicei, vlogul care apare dimineața în jur de 6-7 este pregătit de seara și programat să apară automat dimineața. Iar acum în perioada Survivor, când fac vloguri cu statisticile și pentru acest show, termin vlogurile după miezul nopții. Doar ca seară nefiind Survivor, am fost ceva mai relaxat, am pregătit vlogul, am meditat și m-am culcat liniștit. Dimineața, primul lucru ce îl verific sunt comentariile, apoi vizualizările generale ale canalului. În această dimineață, în metrou, în drum spre cabinetul medical unde eram programat la medicina muncii, intru să verific ca de obicei comentariile și vizualizările. Văd câteva comentarii, dar care nu aveau legătură cu vlogul ce trebuia să apară și puține vizualizări. Zic, hai că nu s-a trezit lumea, se pregătește de 1 mai, azi nu este lumea matinală. Ajung la cabinet și în pauzele dintre consultații, mai intram și verificam. Nimic. Iarăși, erau comentarii, dar fără legătură cu subiectul vlogului de -a. Dic, nu se poate. Unde este doamna Marta? Unde este doamna Ana? Doamna Olguța? Doamna Maria? Doamna Elena? Doamna Anișoara? Domnul Lazlo? Doamna Mimi? Doamna Viorica? Doamna Gabriela? Doamna Corina? Doamna Dana? Domnul Costel? Doamna Lucia? Doamna Mariana? Doamna Zainela? Doamna Anca? Doamna Florii? Doamna Florența? Și mulți alții care zi de zi, chiar dacă nu sunt de acord cu ceea ce spun eu, nu uită să treacă și să mă salute în comentarii. Drept pentru care le mulțumesc tuturor din suflet și le spun că îi respect pe toți, chiar și pe cei care nu sunt de acord cu mine, dar o fac într de limbaj decent fără jigniri. Mă tot uitam și nu venea să cred ce s-a întâmplat. Zic, nu se poate. Toată lumea să mă părăsească așa brusc, chiar dacă poate nu au fost de acord cu mine la ultimele vloguri. Mă gândeam că poate am pus totuși prea mult suflet în vlogul de azi și nu a ieșit cum trebuie. Pentru că mi-aduc aminte că seară când am înregistrat și am ajuns la partea în care spun cam atât deocamdată, mi-am dat seama că avusesem, fără să realizez, un ton ridicat. Zic, ia să văd câte vizualizări are vlogul de azi. Când? caută și al de unde noi. Atunci mi-am dat seama că uitasem să-l postez. Noroc că am putut să-mi rog băiatul să-l posteze el și iată motivul pentru care vlogul de azi a apărut așa târziu. Acum, legat de minciuna lui Radu. După ce duminică vorbeam de minciuna lui Robert, de data aceasta trebuie să vorbesc despre minciuna lui Radu. Zilele trecute... Radu a avut o discuție despre Mihaela când a început încă de pe conexiune să-i spună acesteia că și-a dat seama că aceste apropiere ale ei de Robert au fost doar pentru a arăta cât este ea de îndrăgostită, în timp ce el este un insensibil ce nu ia în seamă sentimentele ei. După terminarea conexiunii, discuția lui Radu, de fapt mai mult un monolog, acompaniat de Marinel care ținea Isonul, a continuat în aceeași direcție, iar acum îmi dau seama că tot ce făcea Radu era de a scoate reacții de la Robert de care să se poată folosi apoi. Ceea ce a și făcut, cred, a doua zi, când a început să spună despre Robert că a făcut o falsă pe Mihaela, cred că a spus ca și jignit dar toate acestea sunt minciuni, pentru că ceea ce a spus Robert a fost să întrebe ce au mâncat Radu și Manel de țin lui partea. Ba chiar pe conexiune, când Radu i-a spus Mihaelei că este Robert 2, acesta i-a luat apărarea Mihaelei, punându-l Radu să vorbească frumos cu ea. Singurul lucru ce se poate spune că a vorbit Robert despre Mihaela, după terminarea cu nexiunii, când el juca biliard și Radu turuia la adresa Mihaelei, a fost să spună că deși este fată bună, nu-i plac reacțiile ei și că-i sare țandăra repede. Deci nici vorbă să o facă falsă sau să o jignească. Ceea ce m-am convins însă este că Radu joacă foarte bine, încearcă să provoace, să obțină reacții de la cei pe care îi acuză sau despre care vorbește și nu mă refer la Robert neapărat, în general, ca apoi să se poată folosi de tot ceea ce spun ceilalți într-un moment de neatenție sau în funcție de unde am împins radul discuția. Cam atât deocamdată, până data viitoare, vă doresc un weekend minunat!